condei era reprezintă un obicei străvechi în tradiția românească. Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, reprezentând un element de cultură spirituală specific românească. Văzut ca un simbol primordial, este vopsit și încondeiat în zilele de joi și sâmbătă din Săptămâna Mare. Oul încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, pentru că în Oul încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, pentru că în ornamentația lui, de fapt, se operează cu simboluri precum soarele, luna, dar și modele din natură sau din țesăturile populare, cu tot cu repertoriul lor de semne sacre. Motivele folclorice utilizate sunt spicul, soarele, frunza și, ca o reconfirmare a creștinătății românești, crucea. În Muntenia și Oltenia, motivele ornamentale sunt naturaliste, dar cu mai puține culori. În județul Olt se remarcă centrul de la Obaga, unde această îndelenicire populară a fost adusă la nivel de artă. În Transilvania și Banat se distinge încondeierea printr-o mare varietate de modele și culori, iar Țara Bârsei este renumită pentru desenul și compoziția ornamentală și cromatică de o mare finețe. Cum se încondeiază ouăle în Moldova, nu putem afla decât de la cea care reprezintă cu atâta mândrie Suceava la toate târgurile de profil și, mai mult, îi învață pe doritori această îndeletnicire migăloasă, i-am spune noi. Mă numesc Flocea Viorica, sunt meșter popular din comuna Fundumărului, județul Suceava. Încondeiez ouă. Din cele mai vechi timpuri, ouul ca atare, fundul oului semnifică pământul, iar vârful cerul. Motivele care le luăm și le așezăm pe ou sunt din ștergare vechi, din ii, cum sunt astea, da, de la noi din zonă. Ce pot să zic, simbolistica lor ca atare, nu știu, motivele decorative care e așa, putem să facem soarele, cârja ciobanului, frunza stejarului, frunza bradului, deci din zonă specific zonei noastre. Ca culori, ce pot să spun, și pe roșu, dar în general la fundul Moldovei se lucrează pe maro și negru. Se încondeiază doar cu ceară naturală, de bază, deci cu ce scriem este chișița, care este formată dintr-un bețișor, forma unui creion, care în capăt are o tăbliță de alamă, care se face pe ac, o formă, care se dea mai mici sau mai mari picățelele. Aici iarăși avem, prin picățele, care totuși la noi se spune albine, da? Formăm picurele.